ne adunăm pentru prima oară după un an de zile în echipă completă. Mă rog, le-am spus și unor colegi de-ai mei. Deliberat nu am anunțat expoziția pe Facebook, pentru că probabil am fi avut o asistență mai numeroasă și condițiile, după cum știți, nu au permis. Acest salon, din păcate, începe tot cu niște auspicii dramatice. După cum știți, probabil toată lumea, colegul nostru, Keita Ibrahima, ne-a părăsit în urmă cu nici două săptămâni. Se pare că rămâne din ce în ce mai puțin, dar există totuși și semne îmbucurătoare. Deja sunt patru colegi care fac parte din filiala noastră. Ei au apărut în peisaj, în peisajul organizației în urmă cu jumătate de an. Așteptăm cât mai mulți artiști să ne întărească rândurile. Este o perioadă destul de grea, o perioadă în care lucrurile se desfășoară nevoios, demersurile se desfășoară într-un mod anevoios. Dar sunt și semne îmbucurătoare în ceea ce privește colaborarea cu instituțiile orașului. Sunt absolut sigur că vom avea niște parteneri de nădejde. Mă bucur că este cu noi domnul Ștefan Caraman din partea primăriei Tulcea, dânsul, după cum bine știți, provine din zona culturală, sigur că da, astfel încât feedback-ul dânsului este oricând binevenit. Despre salon pot să vă spun că mă bucură foarte mult prezența masivă, ca să spun așa. Sigur că aspectul total este unul destul de eclectic, chiar mai eclectic decât cel al salonului de toamnă, dar în ceea ce privește modul de organizare pe simeze, sigur au existat ceva probleme, tocmai pentru că artiștii s-au întrebuințat, au venit cu multe lucrări. Le mulțumesc pe această cale curatorilor principale ai expoziției. Sigur, și eu sunt unul dintre ei, măcar că o să scriu un text. Doamna Claudia Grigore Bahom și domnul Adrian Pal. Aș vrea să-i ofer cuvântul domnului Ștefan Caraman. Dânsul are câte ceva să ne comunice, mai ales noi cei angrenați în fenomen. Ce vreau să vă spun? Să vă dau o veste bună. Domnul a apucat să spună mai devreme. Cred că OAP n-a avut niciodată o echipă atât de prietenoasă la primărie cum are acum. Mă refer la domnul primar, mă refer la echipa de la Birou de Cultură, Turism, Sport și echipa de comunicare, care la rândul lor toți sunt la bază artiști, să știți, din zona dramatică sau cinematografică. De aceea noi ne-am inițiat niște discuții cu domnul pe diferite teme, inclusiv astea mai grele legate de galerie, deci mai ales dată pe acolo, care vin din urmă, din parte din urmă și nu au fost rezolvate. Dar ideea care le avem noi, pe care le avem noi, și pe care intenționăm să le punem împreună cu dumneavoastră în aplicare. Mai ales că în opinia mea, cel puțin, singura organizație de profesionalism din Turcia este cam... Bine, și de-a drăgea în barca pe aceea, un artiștor plastic. Am vrut să mă închegați ca și Uniune. Muzicologi avem spre ei doi, ca și Uniune, nu am. Ceea ce vreau să vă mai spun este că vă fericit și observ că acum a apărut o echipă aproape nouă, față de acum 10 ani. Sunt mulți, din păcate, mulți dintre colegii noastre care au dispărut fizic, sau au plecat, ne va ține drăgușa. Eu vă urez succes și la lucru, și la vânzări.